În luna mai a acestui an, Consiliul Județean Hunedoara a semnat contractul pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică în cadrul proiectului Capitala Daciei, Muzeu Viu al Patrimoniului Cultural European, ce are ca obiect conservarea, restaurarea și punerea în valoare a cetății Sarmizegetu Zarigia din Munții Orăștiei. Lucrurile s-au mișcat destul de repede, în condițiile în care termenii de obținere a unor diferite autorizații era de 120 de zile și, în cursul zilei de marți, au fost primite documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construcție, precum și cea pentru organizarea execuției. Reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara speră ca până la data de 31 decembrie a acestui an lucrarea să fie scoasă la licitație și în primul semestru al anului viitor să înceapă și execuția efectivă, ținând cont și de condițiile meteorologice de la Sarmizegetu Zarigia, cetatea dacică din Munții Orăștiei fiind situată la o altitudine considerabilă. La Sarmizegetu Zarigia, în Munții Orăștiei, acolo chiar ieri am primit faza de THC, de TOE pentru proiectul privind reabilitarea și punerea în valoare a incintei fortificate. Sperăm și acolo ca până la termenele noastre astea sunt, până la 31 decembrie să avem scoasă la licitație lucrarea și undeva tot în mai-iunie anul viitor să reușim să dăm ordinul de începere al lucrărilor. La Regia se poate lucra maxim 4-5 luni pe an datorită condițiilor meteorologice din Munții Orăștiei. Suntem undeva la 1200 de metri altitudine la grădiștea de munte pe mamelonul pe care a fost ridicată vechea așezare. Proiectul Capitala Daciei Muzeu Viu al Patrimoniului Cultural European este finanțat prin programul RoCultura, apelul Restaurarea și Revitalizarea Monumentelor Istorice, fondurile fiind asigurate și prin fonduri norvegiene. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 2,75 milioane euro, iar cofinanțarea asigurată de Consiliul Județean Hunedoara se ridică la 850.000 de euro. Proiectul este prevăzut a se finaliza în iunie 2025.